Dragilor, sunt într-o zonă extraordinară, slavă Domnului Iisus Hristos. Sunt în sus la munte, de la mine, de la munte, am mers destul de mult ca să ajung în zona aceasta. E ceva superb. Mi-am pus hamacul aici. Arată extraordinar din zona asta. Sunt efectiv în mijlocul naturii. Îi dau slavă Domnului Iisus pentru îndurarea care și-a arătat-o față de mine prin faptul că am putut să ajung aici. De la mine am mers destul de mult pentru că eu de obicei stau aproape de munte, de pădure, dar am mers un pic. Sunt într-o zonă superbă. Extraordinar. Ia uite. Ia uite cum se vede. Deci sunt efectiv în muntul, în mijlocul muntelui, pe un drum forestier, pierdut în pădure. Vreau să stau aici ca să îmi fac ceva de mâncare. Deja în zona aia vedem cum iese fumul, unde am făcut focul. Și prin harul Domnului să-mi fac o bucată de carne, să mănânc și să discutăm despre un lucru important. Domnului să vă binecuvânteze, dragilor. Multă pace. Mi-am luat aici, am o bucată de bacon foarte faină și o bucată de porc. Și vreau să fac. Vom vorbi imediat, dragilor, despre porc. Imediat vom vorbi. Focul meu este extraordinar. L-am făcut în stil piramidal, în așa fel încât să se consume un pic mai greu, mai lent, și în același timp cele care sunt mai umede în timp ce ard celelalte, ele să se uște. Dar cu un topor imediat poți să rezolvi treaba. Slavă Domnului Iisus Hristos! Dragilor, vă încurajez atunci când mergeți în camping undeva, pentru siguranța voastră, da? Trebuie să ai grijă cum tai cu cuțitul, cum tai cu toporul, mare atenție, că având în vedere că ești la o altitudine, ești undeva pe munte, greu vin să te recupereze oamenii sau greu poți să oprești o hemoragie. Și totodată te încurajez să... Când faci focul, să ai lemne pregătite chiar și pentru noapte. Și în același timp te încurajez ca să, când te duci undeva, bineînțeles, să ai mașina lângă tine. Doamne ferește, se întâmplă ceva, știu eu, chiar dacă ești pe un drum de forestier, poți să pleci repede, vine ursul sau știu eu, ceva se întâmplă. Și știți cum e, se pot întâmpla foarte multe lucruri. Și imediat poți să sari în mașină, închizi geamurile, claxonezi. Bineînțeles că mașina în camping recomand să fie cât mai aproape. Totodată, râul, după cum știți, râul ai apă, fierbe apă, îți faci mâncare, te poți spăla. Și nu numai, mai ales acum că suntem în perioada de păstrăv, chiar în zona aia, exact aici. Se păstrăvu. Încă nu am dat. Am venit, m-am instalat, mi-am pus hamacul. Vreau să pregătesc carnea pentru mâncare. Dar m-am gândit un pic la voi din punctul ăsta de vedere. Și mai ales unii dintre voi știu, pentru că vorbesc cu mulți, mulți dintre voi aveți familie sau familie mare. Dacă mergeți în camping, chiar dacă ziceți că este o zi frumoasă și mergeți la munte, aveți mare grijă să vă luați toate manșele de precauție, în așa fel încât să aveți, știu eu, medicamente la voi, mâncare multă la voi, multă apă la voi, să aveți foc la voi, să aveți mașina lângă voi, așa cum ați văzut-o, mâncare. Și
haine, să aveți, când pleci, pleci bine când pleci de acasă, adică în așa încât dacă s-ar întâmpla ceva, știu eu, imaginează dacă te duci undeva la munte, cum sunt eu acum sus, și faci pană pe toate patru roțile, să zicem, ok? Ok, ce să mai ții? N-o să mai ții cont de jantele la mașină și mergi pe jante, te duci. Dar totuși, nu? Totuși, când am tăiat lemne, asta e exact până aici. Ce vreau să scot în evidență este să ai totul, știu eu, tigăi, rucsacuri, tot ce ai nevoie, în așa fel încât să poți să supraviețuiești până vine un prieten după tine, până vine, știu eu, salvamontiștii după tine și așa mai departe. De ce? Pentru că nu te poți juca, dragilor, nu te poți juca. Eu în momentul de față sunt pe un drum forestier, sunt sus în munte, dar în același timp totuși știu unde mă aflu, într-o situație de urgență, imediată pot să rezolv. Slavă Domnului Iisus! Încă un lucru care aș vrea să-l menționez, dragilor, dacă vă duceți undeva cu mașina, mai ales dacă aveți, mulți dintre voi știu că aveți și familie mai mare, aveți copii, și te duci în camping cu mașina, îți recomand să faci două lucruri dacă ai mașină și te duci în camping cu mașina, indiferent că te duci cu prietenul tău sau indiferent că te duci cu cine vrei tu, poate chiar cu mașina ta. Când te duci, automat umbli pe la mașină, prin portbagaj, pe la uși, becurile de la uși se aprind, da? Se aprinde becul din portbagaj. Și riști, dacă tot te joci așa sau știu eu, riști un bec aprins fără să-ți dai seama, riști să rămâi fără baterie la mașină. De aceea, în momentul când ai rămas fără baterie la mașină, clar că bateria, mașina nu mai pornește. Mai ales dacă ai mașină automată, de obicei în România nu prea sunt, nu prea e la modă decât ăștia care au mai mulți bani și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că nu poți să ții o mașină automată și decentă sau frumoasă, nu zic, nu. Până la urmă, urmei, acum trăim într-un secol în care toți își permit multe lucruri. Dar, de obicei, în România, mașinile sunt manuale și astfel te încurajez, dacă parchezi undeva, să parchezi undeva în așa fel încât să o poți să o împingi. O bagi în a doua, dai cheie maxim și o bagi... ridici piciorul după ambreiaj și împinsă, automat o pornești, dacă n-ai baterie. Sau, bineînțeles că îți recomand să-l cumperi de pe internet sau din zona în care ești tu, să-l cumperi o baterie externă de mașină care te ajută să pornești mașina în caz de urgență. Ține minte treaba asta, că altfel vei avea mari surprize. Mari surprize, mai ales după o mașină care a stat iarna. Iarna știți că bateria se uzează mult mai mult decât atunci când e cald. Mare atenție, luați aminte lucrul acesta. Am condimentat un pic carnea în așa fel încât am niște carne de porc, am ceafă de porc, îmi place tare mult și am pus condimente, tot ce am avut nevoie. Și ce vreau să scot în evidență este următorul lucru. Unii, mai ales, bineînțeles, evreii și adventiștii, chiar și mulți dintre oamenii care n-au nicio treabă cu religie, ei se potignesc, mai ales evrei și adventiștii, mai ales adventiștii de la noi din țară, se potignesc că nu mănâncă carne de porc. E bine, dragilor, din punct de vedere biblic, Biblia vine și ne spune carnea de porc nu e un păcat, automat nu poți să faci abuz, ca orice om cu întreg la minte, nu poți să faci abuz de indiferent de ce tip de carne ar fi, pentru că trebuie să combini cu verdețuri, da, cu legume, cu fructe, cu... lucrurile din natură, dar bineînțeles că mai ales când poate stai în Alaska sau stai undeva în Canada, într-o zonă mai frig, sau cum stau eu în România, într-o zonă unde e mai frig, deși am view extraordinar, consider că este cel mai frumos din România, totodată aici, mai ales iarna, trebuie să mănânci bine. Și că mănânci bine ai nevoie de multe calorii și dacă nu mănânci bine, automat ba ești anemic, ba și mai departe. De aceea carnea de porc în zona în care sunt eu este de bază. Totodată, din punct de vedere biblic, carnea de porc nu este interzisă. Deci adventiștii și evreii, ei greșesc cu totalitate. Iar eu vreau să vă arăt biblic acest lucru. Focul meu mi se face din ce în ce mai mult jar. Oh, de-abia aștept să mănânc. Mi-e foame.
Și bineînțeles că încă un lucru, telefonul. Dragilor, telefonul e o problemă. Am înțeles că faceți poze, intrați pe rețele de socializare, vorbiți cu oamenii, mai ales dacă vorbești și pe video. Știu eu, îți mai verifici și anumite lucruri pe internet, automat bateria de telefon se duce. De aceea mare atenție. Dacă ești lângă mașină, clar că poți cazi la mașină, dar îți recomand, mai ales dacă te duci în camping, stai nopțile, stai în pădure, stai, se întâmplă ceva, îți recomand să ai un power bank sau să ai niște baterii externe de câteva zeci de mii de miliamperi. Să ai backup, să ai acolo, just in case. N-ai de unde să știi ce se poate întâmpla, pentru orice siguranță. Ia aminte și lucrul acesta. Dar ideea care e? Degeaba îți iei manșele de precauție din toate punctele de vedere, din punct de vedere fizic, dacă nu ești sigur de mântuirea ta, dacă nu te-ai pocăit, dacă nu ești sigur că mergi în rai, n-ai făcut nimic. De aceea, în primul și în primul rând, asumă-ți responsabilitatea că Dumnezeu te-a chemat la pocăință și tu trebuie să te pocăiești. În primul și în primul rând, asigură-ți mântuirea. În primul și în primul rând. Am făcut jar fain. Chiar mișto e făcut jarul. Când ești într-o anumită situație și vrei să-ți faci de mâncare, automat ți-ai făcut jarul și în timp ce ți-ai făcut jarul nu te mai poți încălzi la flacără pentru că nu mai ai foc, e logic, nu? De aceea ori tragi din focul tău,
jar și îți pregătești mâncarea și în același timp întreții focul, ori cum am făcut eu, vedeți, am început un alt foc acolo, îl am de rezervă, el acolo mocnește, stă, e cu jar, sunt buștenii deja acolo și aici îmi fac liniștit carnea. În alte cuvinte, mereu am foc. Dacă ești mai ales unde într-o zonă care e frig, mai ales dacă ești noaptea, mereu trebuie să ai foc, dragul meu. Mereu trebuie să ai foc. Așa îmi pun, în momentul de față îmi fac mâncare. Și o să mănânc bine. Slavă Domnului Iisus! Se vară cum arată? Arată superb. Deci efectiv acolo am jarul, îmi mocnește liniștit. Aici am jarul și îmi fac, am condimentat mâncarea foarte fain, slavă Domnului Iisus Hristos. Și mi-e o foamă de urs, așa cum se zice. Sunt aici în apa, mai ales când te duci la pescuit și aerul tare de munte, îți face o foame. N-aveți idee. Și prin hmila și harul Domnului îmi fac ceva de mâncare și aștept să se facă frumos. Slavă Domnului Iisus! Hei, dragilor, mi-am făcut aici, mi-am pus, îmi pun în fier și apa. Îmi fac și un ceai. Cărnița e aproape gata. Și îmi fac un ceai extraordinar aici. Trebuie să o las să fiarbă, să îmi pun apa. Îmi pun ceaiul. Slavă Domnului Iisus. Super. Deja apa îmi fierbe, e aproape, aproape, e super, slavă Domnului Iisus, cărnița. Vreau să vă spun ceva, dragilor, dacă mănânci o înghețată în fața cuiva, cineva zice, nu mânca în fața cuiva, că poți să-i faci poftă. O, da, am înțeles asta. Sau dacă îmi fac acum o bucată de carne și mănânc de față cu voi, bineînțeles că o voi mânca. Ideea e că unii zic, unii se poctinesc, mai ales, nu vreau să mai dau nume, se poctinesc, că le faci la oameni poftă. Ok, dar vreau să vă spun un lucru. Voi care cei că vă fac poftă sau vă potigniți în lucrurile astea, vinți și vă spun, fățarnice sunteți. De lucrurile fizice vă fac poftă, a? Dar când zic să vă pocăiți, sau când vedeți cum citesc eu Biblia, sau cum știu eu Biblia, sau cum știu eu versetele, sau cum predic eu la oameni, aia nu vă fac poftă repede? Să mergeți și voi, bă, ne-a făcut Alin o poftă de a predica pe stradă extraordinară, sau ne-a făcut Alin o poftă să citim Biblia extraordinară, la aia nu vă vine poftă?
Asta e fătărnicie, dragilor. Asta e fătărnicie. Se pare că baconul s-a făcut mai bine, mai rapid. Arată extraordinar, slavă Domnului Iisus. Așa, chiar zemos, cu un pic de grăsime, arată superb. Ceaiul mi se face, deja ceaiul e gata. M-am uitat în el, deja s-a înroșit. Asta este un bacon de porc, foarte bun, slavă Domnului Iisus Hristos, care are un gust, mai ales dacă mănânci cu ceapă sau mai bei lângă un ceai, mai maxim, slăvit să fie Domnul. Vreau să-mi iau ceaiul și să mi se răcească ceaiul, mi-am pus trei pietre. Mi-am făcut un crăcan superb, unde să nu-l ating, să nu se întâmple ceva. Și stă acolo perfect. Și prin mila și harul Domnului vreau să mă apuc să mănânc, vreau să îmi pun ceaiul aici. Iată și mă rog, prin mila și harul Domnului. Ia să ridic eu un pic mai mult. Ok? Haideți să mă și mă rog pentru mâncare, prin mila și harul Domnului. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru mâncare, te rog să o binecuvântezi, mă încredințez în mâna ta, sfințește darurile, îți mulțumesc când dai să mănânc și te laud. Îndură-te de cei prigoniți și bolnavi și te rog, Doamne, ai milă de ei. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Amin, dragilor, prin mila și harul Domnului, baconul este făcut și vreau ca să gust din el, să vedem cum este. Slavă Domnului Iisus. Super. Super. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ei bine, cei mai mulți oameni nu știu și nu înțeleg ce înseamnă, ce spune Biblia despre carne de porc. Ei bine, sunt texte care sunt foarte clare, care ne declară clar că putem să mâncăm orice. Iar eu vreau să vi le arăt. Ia să-mi pun eu un ceai. Am o strecurătoare. Am o strecurătoare. În caz de În caz că a intrat acolo vreo crenguță sau ceva. Wow, am un ceai extraordinar, mar de cana, am aici niște mânere, super, binecuvântat să fie numele Domnului, super, mi-am făcut de fructe de pădure, dacă tot sunt la pădure. Ok, am scos și ceafa. Maxim. Arată extraordinar. Slavă Domnului Iisus. Mi-am pus aici niște ketchup. Extraordinar. Deci legate de carne, dragilor, să mănânc, să vă spun cam cum stau lucrurile din punct de vedere biblic. Adică ce spune Biblia despre carne de porc? Ok. Am mai adus niște carne gata.
E maximă, deci super am făcut-o. Îmi place așa un pic zemoasă. Extraordinară e. Slăvit să fie Domnul. Sunt niște miroase pe aici în pădure grave. Când ești în pădure, mai ales obișnuiesc să pescuiezi la pădure, mereu trebuie să te uiți în stânga și în dreapta, să vezi ce e, urs, animal, om, ce se aude, pentru că ești mereu în pericol. Mai ales dacă înoptezi, mai ales dacă înoptezi. De aceea, mare atenție, dragilor, mare atenție. A ieșit ceaiul extraordinar, extraordinar. E un pic răcoare, nu e chiar cald. Dar merge, slavă Domnului Iisus. Hei, dragilor, e bine, dacă tot am vorbit despre cărnuri, despre știu eu, hai să stăm un pic de vorbă, să-mi poziționez eu aici relaxat trepiedul, totuși să-l aduc un pic mai aproape. Cam așa cred că ar fi ok. Ho, ho. Super! E bine, dragilor, vreau să vorbim... Am aici notate câteva versete. Și vreau să vă spun din punct de vedere biblic cam cum stau lucrurile. Despre mâncare. Dacă începe și verificați în Marcu capitolul 7, încep să citesc de la versetul 14. Iar în acest mesaj arăt biblic că putem să mâncăm orice, absolut orice, inclusiv carne de porc. Și arăt că cei mai mulți evrei care zic că nu e voie să mănânci, cei mai mulți adventiști, vă arăt că ei greșesc. Bineînțeles că pe lângă faptul că au o teologie eretică falsă, o evanghelie falsă, și din punctul ăsta de vedere al mâncărilor greșesc evreii, adventiștii, chiar și baptiștii de sâmbăta, sunt mai mulți. În fine, în Marcu capitolul 7, de la versetul 14, Domnul Iisus spune așa: în urmă, a chemat din nou noroadele la sine și le-a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care să intre în el să-l poată spurca, dar ce iese din om, acela îl spurcă. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă. Vreau să vă pun o întrebare. Voi aveți urechi de auzit? Că dacă aveți urechi de auzit, automat voi veți auzi și vă veți plia după Scriptură exact cum este scris. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii l-au întrebat despre pilda aceasta. El a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? În alte cuvinte, niciun aliment pe care îl mănânci nu te poate spurca în sensul de a păcătui. Și bineînțeles că Domnul Iisus Hristos aici se referă la alimente, la mâncare. Da? În timpurile care noi trăim acum, bineînțeles că sunt multe mâncăruri cu tot felul de arome, tot felul de lucruri și mulți se potignesc. Dar ideea care e? Domnul Iisus Hristos vine și susține că dacă, indiferent de ce mănânci astăzi, de pe piață, indiferent ce cumperi de pe piață, nimic din ceea ce cumperi și bagi în tine, mănânci, omesteci, înghiți, nu te poate spruca. Bineînțeles că cuvântul nimic din Marcu 7, de la versetul 18, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spruca. Cuvântul nimic înseamnă nimic. Când Domnul Iisus zice în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la
la Tatăl decât prin mine. Înseamnă că nimeni nu poate ajunge în cer decât prin Isus. Nimeni decât prin mine. Nu este o altă metodă. Deci nu te poate ajuta Fecioara Maria, nu te poate ajuta, nu știu ce, sfinți sau culte sau anumite fapte bune. Nimeni nu poate ajunge la Tatăl decât prin mine. Sau, cum zice Petru în Fapte 4:12, în nimeni altul nu este mântuire decât în Domnul Iisus Hristos. Deci cuvântul nimeni, exact același lucru spune Domnul Iisus în Marcu 7 de la versetul 15, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Nu înțelegeți că nimic, absolut nimic din ce intră afară din om nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci intră în pântece, intră în stomac, apoi este dat afară în hazna. Atunci mâncarea care, surplusul de mâncare te duci la veceu. A zis astfel făcând toate bucatele curate. Când Domnul Iisus Hristos a făcut asta, a zis astfel făcând toate bucatele curate. Deci indiferent că ești în India, indiferent că ești în România, în America și vrei să cumperi ceva de pe piață, automat nimic nu te poate spurca ceea ce poți să mănânci. Bineînțeles că te poate spurca dacă bei alcool, da? Dacă mănânci ceva sau bei ceva care te duce într-o stare de ebrietate. Aceea te spurcă prin faptul că ți-a mintea. Dar aici este vorba de o mâncare care e consistentă pentru trăirea de zi cu zi. Calorii, carbohidrații, proteine, care conține mâncarea, ok? Așa că Domnul Iisus spune în Marcu 7, de la versetul 19, fiindcă nu intră în inima lui, pofta intră în inima noastră, lăudăriașina vieții, mândria intră în inima noastră, da? Care fac parte în firea pământească, dar nu alimentele, apoi este dat afară în hazna și a zis astfel făcând toate bucatele curate, absolut toate bucatele curate. Bineînțeles că unii interpretează textul ăsta cu gândul că aici este vorba că ucenicii, ca și Matei 15, ei mâncau cu mâine necurate, astfel ei trebuia să se spele. Eu am înțeles treaba asta, dar nu doar despre asta este vorba, ci este vorba și despre alimentele în sine, făcând toate bucatele curate. Deci indiferent că e vorba de șerpi, că e vorba de, iepuri, că e vorba de porc, găini, indiferent păsări, pești, făcând toate bucatele curate. Versetul 20, el a mai zis, ce iese din om aceea spurcă pe om, căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, fapte de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Deci ceea ce spune Domnul Iisus Hristos este că ceea ce iese din starea ta de păcat, din firea ta pământească, păcătoșenia ta, aceea te spurcă înaintea mea. Dar legată de un aliment care poți să-l mănânci și să-ți fie bine ca să trăiești, nicio treabă. Acesta este textul din Marcu, capitolul 7. Vă rog să-l luați, să-l studiați. Dacă deschidem Biblia în 1 Corinteni 10, în 1 Corinteni 10, de la versetul 25, Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, spune să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Adică orice se vinde pe piață, indiferent în ce țară ești tu, sunt țări care mănâncă tot felul de animale, sunt alte țări care mănâncă, poate altceva. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață. În alte cuvinte, nimic nu te poate spurca. Versetul 26, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde pe el. În alte cuvinte, în Geneza 9:3, când Dumnezeu a creat omul, după creație, după o perioadă după creație, Dumnezeu i-a spus lui Noe, Geneza 9:3, mănâncă totul. Totul. De ce? Ți le dau ca iarba verde, chiar. Geneza 9:3. În 1 Corinteni 10, de la versetul 27, dacă vă poftește un necredincios la o masă și vreți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. În alte cuvinte, dacă eu care sunt pocăit, mă invită cineva la o masă, de exemplu, eu am fost la anumite evanghelizări și m-a invitat cineva la masă și a mâncat. No, unii erau nepocăiți, unii erau pocăiți. Eu am mâncat din tot ce îmi punea la masă. Fie că poate îmi plăcea gustul, nu-mi plăcea gustul, poate era mai sărat, nu mai sărat, fie că era porc, că era vită, că era pui, nu contează. Biblia spune în 1 Corinteni 10, de la versetul 25 la 27,
dacă te poftește cineva la o masă, un necredincios, care necredinciosul nu ține cont de Dumnezeu, el vrea să stea de vorbă cu tine, poate să aveți o părtășie în sensul de a schimba un dialog, niște vorbe, poate de Dumnezeu, și astfel îți dă ceva de mâncare. Indiferent că îți dă pateu de porc, indiferent că îți dă carne de porc, să mănânci, că nu e nicio problemă să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Am observat că mulți adventiști, atunci când află că au mâncat un pateu și au confundat pateul de porc cu pateul de pui, îl vomită sau își bagă degetele pe gât și îl vomită. Sau... Vreau să vă pun și o întrebare. Dacă am merge undeva împreună la un camping sau ar veni un război și am fi izolați undeva și n-am avea decât porc, voi începe să mâncați frunze, pinde, brad, frunze de pom? Ce faceți? De aceea, asta este fățărnicie, lucru pe care îl trăiți. De ce? Pentru că acum când sunteți în belșug, voi care vă permiteți unele lucruri, sau știu eu, omul care își permite orice lucru, aveți curajul să spuneți că n-am voie carne de porc. Dar ia să fiți voi într-o situație de prigoană sau știu eu, să vedeți că mâncați orice. Problema voastră este că n-ați fost vreodată în foame. Au fost momente în viața mea când chiar mi-a fost foame, adică foame. Eram în stare să mănânc și râmele de la pescuit, ok? Și apropo, râmele de la pescuit sunt foarte consistente. Uitați-vă la Ioan Botezătorul, el mânca lăcuste. Eu cu lăcuste prin păstră. Mai ales dacă te duci în anumite lacuri în America, sunt niște pajiște unde te duci, prinzi lăcusta, lăcusca, ai pus un ac și ai aruncat și prinzi un păstrăv sau știu un răpitor cu lăcustă. Ioan Botezătorul mânca lăcuste. În alte cuvinte, dacă vi se pare scârbos, probabil că într-o zi o să încep să mănânc lăcuste ca să vă arăt că sunt foarte comestibile, poate să le și le prăjesc. Dar ce vreau să scot în evidență este că poate la mulți dintre voi vi se pare scârbos să mănânc lăcuste. Dar de ce să vi se pare scârbos? La alții li se pare scârbos să mănânce porc. Ok, dacă ți se pare scârbos, nu mănânci. Dar asta nu înseamnă că dacă mănâncă cineva, asta nu înseamnă că păcătuiește. Nici vorbă. În 1 Corinteni 10, de la versetul 25, spune să mâncăm din tot ce este pe piață. Versetul 27, dacă ne invită cineva necredincios, care el nu știe deosebirea dintre lucrurile bune, rele, și ne pune la masă, să mâncăm din tot ce se pune pe masă. Lucrurile sunt clare. De aceea, în versetul 27, dacă n-am mâncat în fața credinciosului și dacă n-am bea, știu eu, din paharul care el ne toarnă apă sau suc, chiar dacă e mai mâzgălit sau poate mai sărac omul, el s-ar potigni. Vă spun că am fost în astfel de situații și am face bine ca să fim foarte, foarte înțelept și cu dragoste, ok? Și să avem părtășie cu oamenii și să luăm din tot ce ne pune pe masă. Versetul 28 zice așa, 1 Corinteni 10. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă cineva spune, de exemplu, la noi în România sunt anumite produse, colivă, care acea colivă a fost dată în numele unui mort. Automat nu mănânci, nu? Noi mâncăm în numele celui viu, în numele lui Hristos. Dar nu mănânci nu pentru că dacă ai mâncat ai păcătui, ci nu mănânci din pricina celui care ți-a dăruit coliva sau din pricina care ți-a dăruit acea mâncare care a fost jertfită idolilor, cum spune în versetul 28. De ce? Pentru că omul va să se uite la tine, se poate să te testeze, iar mai apoi să-ți scoată ochii. Lasă, bă, că eu știu că ai mâncat colivă de la morți sau mâncare închinată idolilor. De aceea, din pricina celorlalți oameni care ne judecă, nu mâncăm. Nu pentru că am fi păcătuit, nici vorbă. Ci din pricina celorlalți oameni. De aceea vedem din nou că avem dreptul să mâncăm din textul ăsta, să mâncăm orice. Vorbesc, versetul 29, vorbesc nu din, aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată eliberarea mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aduc mulțumiri și de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci, în alte cuvinte, eu când mănânc ceva, eu mă rog, îl sfințesc, cum scrie și în 1 Timotei 4. De ce să fiu vorbit de rău de un lucru care îl sfințesc? Dar celălalt mă pândește și o să zic că lasă-mă că tu ai luat colivă de la închinată unui mor sau închinată unui idol, din pricina celuilalt nu mănânci, nu pentru că ai fi păcătuit tu, pentru că oamenii te judecă aiurea. Versetul 31, deci fie că mâncați, fie că beți,
fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Deci automat vedem că putem să mâncăm orice și să bem orice, bineînțeles nu alcool, deloc alcool. De ce? Pentru că te poate duce în ebrietate și poți să faci lucruri prostești. Versetul 32. Să nu fii pricină de potignire nici pentru idei, nici pentru greși, nici pentru biserica lui Dumnezeu. În alte cuvinte, să ai libertate. Dacă cineva, cum spune Roman capitolul 14, nu vrea să mănânce carne de porc și e necredincios sau e credincios, tu când ești cu el, nu mănânci cu el carne de porc. El să nu se potignească în tine, nu pentru că ai păcătuit. Nu mănânci. Ești liniștită, tu ești mai înțelept decât el, ok? Când ești singur sau, știu eu, poate cu familia ta sau undeva într-un grup, liniștit poți să mănânci carne de porc, nu este absolut nicio problemă. Un alt text care vreau să ne uităm în Coloseni 3:17 spune: și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți-i prin El lui Dumnezeu Tatăl. Deci indiferent ce faci, că bei, că mănânci, să faci totul pentru slava lui Dumnezeu. Din nou vedem că am dreptul și Biblia îmi dă dreptul să mănânc carne de porc. Acum vreau să intru într-un text un pic mai profund. În 1 Timotei capitolul 4, de la versetul 3-6, sunt oameni care opresc căsătoria, unicii că vor să se călugărească și nu e bine să te căsătorești, spun unii. Alții opresc anumite bucate, anumite alimente să le mănânci cu gândul că nu mânca, că e păcat. Când de fapt ei greșesc. Uitați textul care vreau să scot în evidență. În 1 Timotei capitolul 4, de la versetul 3, ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Deci tu care crezi în Hristos și cunoști adevărul, ai dreptul, liniștit, fără să te judece cineva, ai dreptul să te căsătorești, pentru că Dumnezeu a lăsat femeie și bărbat, și mai ales pentru că subiectul nostru este despre bucate, despre alimente, mai ales despre carne de porc. Citesc din nou versetul 3. Ei opresc căsătoria și trebuințarea bucatelor pe care Dumnezeu le-a făcut să fie luate cu mulțumiri de către cei ce cred și cunosc adevărul. Mai ales avem dreptul să mâncăm inclusiv carne de porc. Unii oameni opresc bucatele. Bă, n-ai voie. Bă, am voie. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a făcut aceste bucate, Dumnezeu le-a dat ca eu să le iau cu mulțumiri. Versetul 3. În 1 Timotei 4:4 zice așa: căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Wow! Nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Nimic! Indiferent că e vorba de șerpi, de lăcuste, de porc, nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Adică atâta timp cât tu ai tăiat porcul respectiv sau ți-ai cumpărat o carne de porc, o fleică, o ceafă de porc, ați văzut cum am mâncat eu, sau un bacon, te închini în lui Dumnezeu, îi mulțumești lui Dumnezeu, îi ceri lui Dumnezeu să sfințească mâncarea și automat bagi în gură, automat mesteci. Pentru că Dumnezeu, mai ales că zice în versetul 3, cei care cred și cunosc adevărul, tu care ești sfânt, tu care ești născut din nou, printr-o sfințire pe care ți-a dat-o Dumnezeu, imputată și atribuită de către Domnul Iisus, citiți Filipeni capitolul 3, pentru că așa omul poate să fie iertat, automat tu poți să mănânci absolut orice animal, căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună și nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumire. Absolut orice animal poți să-l mănânci. Versetul 5. Pentru că este sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Wow! Deci nu doar că versetul 3, eu cred și cunosc adevărul, Dumnezeu l-a făcut toate bucatele să fie luate cu mulțumire. În versetul 4 spune nimic nu-i de lepădat dacă se ia cu mulțumire. Versetul 5, acea bucată de carne este sfințită prin cuvântul lui Dumnezeu, pentru că eu mă rog prin rugăciune. Versetul 6 este extraordinar, dacă o iau în context. Dacă vă pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, Iisus, fiindcă te hrănești cu cuvintele credinței și ale și ale bune învățături pe care i-ai urmat până acum. În alte cuvinte, dacă eu vă spun vouă, puteți să mâncați orice, atâta timp cât luați cu mulțumiri, atâta timp cât sfințiți prin rugăciune, mai ales că credeți și cunoașteți adevărul, eu sunt catalogat biblic un bun slujitor al lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că nimic nu este de lepădat dacă se ia cu mulțumiri. Din nou, citiți foarte atent textul
din 1 Timotei 4, de la versetul 3 la versetul 6. Dacă continui în alt text, în cartea Coloseni, de la capitolul 2, versetul 16, zice: nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. De exemplu, adventiștii te judecă pentru mâncare, că mănânci carne de porc, și te judecă și pentru ziua de sabat, repede, și ziua de sabat. Ei nu înțeleg că sabatul este Hristos, odihna de mânia lui Dumnezeu este atunci când ești în Hristos. Citiți Evrei capitolul 4, ba mai mult ascultați predica pe care am postat-o pe internet despre ziua de odihnă. Deci, în alte cuvinte, Coloseni capitolul 2, de la versetul 15 la 17, zice: nimeni să nu te judece dacă mănânci o anumită mâncare. Nimeni. Tu deși mănânc-o. De ce? Cum am citit în celelalte texte, dacă te rogi, dacă mulțumești lui Dumnezeu, dacă o sfințești prin rugăciune, liniștit poți să mănânci orice bucată de carne, chiar de porc. În cartea Evrei, capitolul 13, de la versetul 9, zice să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine. Căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit nimic la cei ce le-au păzit. Cei care au păzit anumite restricții de la mâncăruri, Evrei 13:9, spune că nu le-a folosit nimic. Este doar pentru o anumită dietă. Dar, din punct de vedere spiritual, nu te ajută cu nimic. Deci tu care ești adventist sau tu care ești evreu, faptul că nu mănânci carne de porc sau poate de iepure sau știu eu, un pește care nu are solzi, pe care Dumnezeu l-a făcut clar să fie luată cu mulțumiri, luați din nou textele, automat nu te ajută cu nimic să devii mai sfânt sau mai aproape de Dumnezeu, pentru că inima este întărită prin har. Versetul 9, Evrei 13, versetul 9, inima este întărită prin har, nu prin mâncăruri care n-au slujit nimic celor ce le-a păzit. În alte cuvinte, dacă nu mănânci carne de porc, nu te ajută cu nimic decât doar la o dietă. Deci, dragilor, lucrurile sunt foarte clare. Acum, spunând lucrurile acestea, vreau să vin să vă explic un pic cum stau lucrurile. Am înțeles, e clar, unii mănâncă carne de porc, unii nu mănâncă carne de porc. Unii au libertatea să mănânce, unii n-au libertatea să mănânce. Ok, dar e problema voastră. Ideea care e? Ce te interesează pe tine ce mănânc eu până la urmă? Poate eu n-am decât porci. Sau poate n-am decât iepuri. Sau poate eu crez niște pești fără solzi. În Vechiul Testament, dragilor, Biblia scrie, Biblia e clară pentru evrei, pentru că Dumnezeu și-a ales evreii, și-a ales un popor sfânt, în sensul sfânt că l-a pus deoparte. În Vechiul Testament, Dumnezeu le-a spus clar evreilor să nu mâncați carne de porc. E clar, am înțeles treaba asta. Dar Dumnezeu le-a spus evreilor treaba asta. Nu ne-a spus nouă neamurilor, ba mai mult, dacă vedeți în Consiliul de la Ierusalim, în Fapte capitolul 15, acolo nu se spune nimic ca predicatorii, ca apostolii să predice sau să îi avertizeze pe oameni: bă, nu mâncați carne de porc. Și acolo scrie foarte clar să nu mâncați carne dintr-un animal sugrumat, să vă feriți de curvie, să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de idolatrie. Dar nu spune nimic de, dacă citiți în Fapte capitolul 15, nu spune absolut nimic ca să te abții de la o mâncare. Nici vorbă de așa ceva. De aceea, dacă citim foarte clar, noi facem parte dintre neamuri. Ia să-mi pun eu aici trepiedul. De aceea, dragilor, noi facem parte dintre neamuri. Dar trebuie să mă vedeți voi un pic mai bine. Cam așa. Noi facem parte dintre neamuri. Și astfel putem să mâncăm orice. Și chiar dacă ai fi un evreu, chiar dacă ai fi, știu eu, ești un adventist, dragul meu, trebuie să înțelegi dacă vrei să fii sola Scriptura. Dacă iei Biblia în serios și o studiezi, vei vedea modul ca la carte cum vrea să fie, cum vrea să fie și cum îți emană Dumnezeu, cum să fie exact. În alte cuvinte, gândiți-vă la următorul lucru. Dacă oamenii au libertatea să mănânce ceva, dar tu vii și spui: bă, nu mai mânca acel lucru pentru că este păcat, tu trebuie să-l arăți și din punct de vedere biblic.
Dacă nu poți să dovedești din punct de vedere biblic și te bazezi doar pe anumite texte, pentru că asta fac adventiștii sau unii evrei, ei iau doar anumite texte din Vechiul Testament și vine și ni le dă nouă și face teologie din anumite texte care sunt adresate evreilor sau sunt adresate poporului ales al lui Dumnezeu din Vechiul Testament și ni le pune nouă în nou legământ care n-au nicio legătură. Din nou o interpretare proastă. V-am mai spus eu, ca să interpretezi Biblia corect, unul dintre principii este ca să nu faci doctrină dintr-un verset. Și dacă vrei să știi un subiect pe o anumită temă, citești absolut toată Biblia. De aceea, dragul meu, da, pentru evrei atunci, în Vechiul Legământ, un legământ condiționat, un legământ bazat pe lege, Dumnezeu le-a interzis foarte clar, nu mâncați carne de porc, nu vă atingeți de un mort, dacă are cineva o scurgere să stea 7 zile, iar apoi încă 7 zile să fie curățit. Și aveau tot felul de legi ceremoniale sau legi date direct poporului Israel, dar nu nouă și mai ales nu nou legământ, legământ bazat pe sângele Domnului Iisus Hristos. Încă un lucru, de aceea voi care impuneți oamenilor să nu mănânce carne de porc precum ar fi păcat, care pateul de porc e foarte bun, sau ceafă de porc, sau o fleică, sau un bacon, vă recomand așa ceva. Ei greșesc, cei care vă impun să nu mâncați, sau cei care vă zic să vă abțineți, țineți minte textul din 1 Timotei 4, de la versetul 3 la 6, ei opresc asta, lucru care, bucate pe care Dumnezeu l-a făcut să fie luate cu mulțumiri. Deci, indiferent ce este pe piață, te duci frumos, iei de pe piață, ai tăiat, ai mâncat, i-ai mulțumit lui Dumnezeu și ai mâncat și să vii să fie Domnul pentru acest lucru. Încă un lucru care vreau să menționez, dragul meu. E clar că dacă mănânci mult carne de porc, automat dacă te uiți la un studiu, carnea de pește automat este mai sănătoasă, mai ușoară decât carnea de porc. Carnea de pui este automat mai sănătoasă, mai ușoară decât carnea de porc. Automat, nimeni nu contează treaba asta. Adică, în loc de brânză de oaie, gustul e mai bun de brânză de capră. Ok, am înțeles treaba asta, dar asta nu înseamnă că brânză de oaie e păcat. Asta nu înseamnă că dacă e mai sănătoasă carnea de pui sau carnea de pește, automat asta nu înseamnă că carnea de porc ar fi păcat. Nu, înseamnă că carnea de porc este se așează mai greu la stomac, e mai consistentă, mai cu grăsime și automat, pentru că trăim într-o eră care noi știm ce înseamnă colesterol, noi știm ce înseamnă, colesterol bun, colesterol rău, știm ce înseamnă grăsime care se pune în jurul inimii și așa mai departe, automat Biblia ne dă și înțelepciune ca să mâncăm înțelept, ca să avem o grijă și pentru sănătatea noastră fizică, să bei o apă cât mai bună. Ăsta e motivul pentru care recomand, poate odată o să vă fac un review despre apa Kangen. Apa Kangen este cea mai bună apă de băut, bineînțeles alcalină. Putem să vorbim, prin mila și harul Domnului, cineva mi-a dat cadou această, în numele Domnului mi-a dat acest aparat și totodată pot să și recomand și pot să vă ajut cum puteți să achiziționați acest aparat. Cu toate că este extrem de scump, dar cine vrea, dă bani pe o mâncare mai bună, cine vrea dă bani pe o apă mai bună, pe, un pantalon de camping mai bun, o geacă, o căciulă, depinde de ce faci, ok? No, totodată, la fel și carnea. Dacă mănânci mult carne de porc, automat vei avea probleme în viață. De aceea trebuie combinată. Mănânci carne de porc cu ceva legume, cu legume la cuptor sau le faci la tavă, le coci, le înțelegi? Cu ceva salate, sau dacă mănânci astăzi mai bogat carne de porc, mâine poți să mănânci mai ușurel, mai mănânci niște cartofi copți, mai niște legume mexicane, ok? Deci poți să combini. De ce? Pentru că astfel să ții cont de sănătatea ta. Automat! Când e vorba de supraviețuire, cum sunt eu și vă tot eman lucrurile, chiar și din punct de vedere al supraviețuirii și vreau să vi le recomand fără compromis, când e vorba de supraviețuire, nu mai ții cont de nimeni și de nimic, automat, nu mai ții cont de ce colesterol ai sau nu, mănânci carne de porc pentru că doar aia o ai, mănânci veverițe, mănânci orice prins, nu mai contează, nu mai ții cont, mai ales că dacă ar fi vorba de un război sau ar fi vorba de un refugiu prin păduri sau undeva,
nu mai ții cont că e legal sau nu e legal să prind iepurile respectiv. E legal sau nu e legal, sau e în timpul permisului, e pescuit. Nu, clar, când e vorba de o chestie de supraviețuire, Dumnezeu spune ia și mănâncă, pentru că pământul e al meu. Având în vedere că suntem în pace, totul e în regulă, îți recomand din punct de vedere biblic ca să fii cât mai strict, să fii cât mai pliat după lege, în sensul să ai permis de conducere, să, dacă conduci mașina, să ai rovinetă, să ai asigurare, să ai cauciucurile corespunzătoare, să-ți plătești permisul de vânătoare, permisul de pescuit, să ai grijă cum îl prinzi peștele, dar totodată aceste lucruri oscilează de la persoană la persoană, de la statutul financiar de la persoană la persoană și așa mai departe. De aceea cred că ați înțeles cam cum stau lucrurile. Dragilor, am căutat să vă arăt din punct de vedere biblic că putem să mâncăm orice. Sunt aici în mijlocul naturii. Îmi place mult zona asta. Iubesc zona asta. S-aud păsărelele. Și acum că am vorbit despre aceste lucruri, mă duc să mai întrețin un pic focul, să mă dau un pic în hamac și să beau un ceai. Cu toate că ușor vine primăvara, totuși este răcoare, este un, mai ales aici la munte, probabil acum sunt vreo, nu știu, 7-8 grade, ceva de genul ăsta. Trebuie să mă uit la rucsac, că am acolo un termometru. Mă duc să beau un ceai. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, vă respect, nu uitați să vă pocăiți, pentru că degeaba ești strict cu anumite alimente, degeaba duci o viață sănătoasă, degeaba ești un nutriționist bun sau un sportiv bun, dar dacă nu l-ai pe Domnul Iisus Hristos, dacă nu ești născut din Duhul Sfânt, dacă nu te-ai pocăit, vei merge în iad. De aceea îți recomand din toată inima, pocăiește-te, crede în Domnul Iisus Hristos, asigură-te că ai primit Duhul Sfânt, asigură-te că nu te înșeli, Domnul Iisus Hristos să-ți dea minte, pricepere, ia Biblia în serios, pliază-te după Biblie și într-o zi te vei întâlni cu Domnul la judecată și acolo, dacă ești mântuit, Dumnezeu o să spună bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bogăția stăpânului tău. Să fim credincioși în lucrurile care sunt importante, dragilor. Hei, dragilor, sunt aici și am dat de o poieniță foarte, foarte frumoasă. Sunt multe flori aici în spatele meu. Sunt niște flori mov, extraordinar de frumoase. Priviți cum sunt. Sunt superbe, superbe. Ia să vedem noi. Super. Și toată poienița asta pe aici, delușorul ăsta, sunt multe, multe flori drăguțe. Foarte multe flori drăguțe. Ia să vă arăt. Ia uite-le astea, ce frumoase sunt. Slavă Domnului Iisus! Oho, sunt aici. Focul meu a luat-o foarte fain. Ia să beau și un ceai. Deja din ceainicul meu e super. Mi-am făcut un ceai de fructe. Un ceai de fructe, știți cum e, eu dacă nu miros a fum, e grav. Apropo, mie îmi vin tot felul de gânduri, dragilor, îmi vin niște gânduri, tot felul de gânduri. Dacă, referire, dacă eu nu miros a fum într-o zi, nu sănătos, vorba aia. Dar întrebarea este următoarea. Tu miroși a Iisus? A mireazma lui Iisus miroși? În 2 Corinteni, capitolul 2, spune că noi suntem o mireazmă pentru oameni de la Dumnezeu, suntem o mireazmă pentru oameni de la unii, de la moarte spre moarte, de la alții, de la viață spre viață. Pentru cei care nu vor să se pocăiască, noi suntem o mireazmă în sensul de mărturie. Dumnezeu o să zică, ați știut să vă pocăiți, dar n-ați făcut. Pentru alții care se pocăiesc, suntem o mireazmă de la viață spre viață, că ei îl primesc pe Domnul Iisus. Dar dacă tu, care te dai ucenicului Iisus, nu miroși a mireasma lui Iisus, nu miroși a Evanghelie, nu miroși a sfințenie, cum miros eu a fum acum, spiritual vorbind, fizic vorbind, și cum Domnul Iisus îmi plăcea, cum El lua orice pildă, orice analogie, o lua fizică și avea un mesaj spiritual, consider că de la El am învățat și e clar, să vii să fie numele Lui, te întreb, miroși a Domnului Iisus?
Bună întrebare, nu? Hei, dragilor, vreau să vă arăt ceva interesant. Asta e un lucru foarte important în camping. Foarte important. Unul dintre cele mai importante. Să ai un rucsac în așa fel încât... Ia să văd câte grade sunt afară. Mi-arată 10 grade aici. Să ai un rucsac în așa fel încât să știi că-ți intră totul. În rucsacul ăsta, dragilor, îmi intră mâncare, îmi intră, am de unde să fac focul, toporul, cuțit, haine, pătură, hamac, lenjerie, ce mai am înăuntru, sac de dormit, conserve pot să pun, am conserve mașină și vă arăt despre ce conserve cam cele sunt cele mai bune. Am tot ce vreau, am izopren pentru cort, mi-am luat în așa fel încât am căutat să iau topor, care toporul e foarte important. În natură toporul e foarte important. E bine că atunci când pleci undeva, mai ales dacă pleci pentru vreo 2-3 zile, e să ai cel puțin două topoare la tine, unul mai mare și unul mai mic, să te asiguri că coada la topor este foarte bună, dar trebuie să ai un rucsac al tău pe care mereu trebuie să ai nădejde că atunci când pui mâna pe el ai tot ce ai nevoie acolo, absolut tot ce ai nevoie. Deci cu rucsacul meu, eu dacă la un caz de ceva, nu știu, mă duc în pădure, mă duc într-un camping, se întâmplă ceva, nu știu, Doamne ferește, cu rucsacul meu, doar așa cu rucsacul ăsta, eu supraviețuiesc în pădure liniștit și pot să supraviețuiesc săptămâni, luni întregi chiar. Cu ce pot să îmi procur eu de la rucsacul ăsta? Bineînțeles, praștie, pot să fac și tot felul de zghilțuri, pot să fac și tot felul de capcane. Este un rucsac foarte, foarte puternic. Mi-am luat un rucsac în așa fel încât să-mi intre. Îl am de 80 de litri, da? Am și ustensile pentru unde să-mi pun mâncarea. Multe, multe, multe lucruri. Chiar și medicamente înăuntru. Multe chestii, nu? Nu stau acum să le scopă toate, poate într-o zi o să vă arăt. Dar unul dintre cele mai importante lucruri, pe lângă rucsac, bineînțeles că trebuie un topor foarte bun, foarte bun, ok? Prin mila și harul Domnului am undeva cam la 3 topoare, 2 topoare de bază și 1 de rezervă. Cuțitele sunt foarte importante. Deci ați văzut că, de exemplu, haideți să vă arăt unul dintre cuțitele mele care îmi plac tare mult, care le poți folosi chiar dacă se întâmplă ceva și cu toporul sau știu eu, apropo, mănuși pentru foc, știu eu, ștergare, deci un cuțit extrem de bun este acesta care nu m-a lăsat niciodată la nevoie, deci este un cuțit care mă bazez pe el, lama este destul de mare, mă ajută foarte mult, chiar și să săp în pământ, să fac niște găuri sau știu eu, dacă vreau să tai niște crengi, e foarte bun acest cuțit. Totodată, eu la brâu port un cuțit un pic mai mic, îl port pe acesta. Dacă vreodată am nevoie, ați văzut cum mi s-a luat efectiv și funia de pe mânerul toporului. Am funie de rezervă, dacă vreodată am nevoie. Ea s-a desprins, trebuie să o refac. Dar am și aici o funie de rezervă. Cuțitele mele sunt ascuțite extrem de bine, extrem, extrem de bine. În caz de tăiat cărniță sau știu, vrei să faci un adăpost și așa mai departe. Totodată, pe lângă asta, bineînțeles, e nevoie în rucsac, am și câteva briceaguri care mă ajută foarte mult la pornit focul, la cremene, la știu eu. De aceea vă încurajez pe voi care
Știu, mai ales cei care sunteți în America, puteți să vă procurați aceste lucruri foarte ieftin, foarte, foarte ieftin, și automat puteți să aveți ceva de nădejde. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva sau unde mergeți, puteți să aveți un rucsac ca acesta. Mie minte, e de 80 de litri, eu am băgat multe, multe lucruri înăuntru, probabil odată să vă arăt ce am acolo. Domnul Iisus să vă binecuvânteze și am căutat să vă spun și acest lucru. Hei, dragilor, sunt aici din nou în pădure și vreau să vă arăt un secret care consider că e benefic pentru cei care iubesc natura și mergeți undeva. În momentul când ajungi în natură, automat ai un rucsac și ai toate, știu, alimente, ai toate lucrurile acolo, știu, haine, tigăi sau știu eu, s-a prins focus, ai multe, multe lucruri. Automat când te duci în pădure, de cele mai multe ori vei găsi o zonă sau un teren unde baie ud, baie umed, baie plouat, baie cu zăpadă și e aiurea să-ți pui rucsacul, nu, direct pe pământ, pentru că fie îl umezești, fie îl murdărești, fie îl uzezi prea repede. De aceea, înainte ca să dai jos rucsacul cu toporul sau, bineînțeles, cu un cuțit mai mare, îți faci o crăcuță micuță, o tai frumos, ai o funie care o ai specială, făcută de-a gata, și te duci la brad, la pomul respectiv, și efectiv îl suspenzi rucsacul. Și priviți cum fac. Automat am prins funia de pom, îmi dau jos rucsacul și în momentul când am dat rucsacul, orice rucsac are această toartă aici, ok? Orice rucsac are toarta asta aici și efectiv îl prind. Acum, bineînțeles că sunt mai multe metode cum poți să-l prinzi, ok? Și în momentul de față, rucsacul meu este suspendat. Să vă duc un pic mai aproape. În momentul de față, rucsacul meu este suspendat și automat pot să lucrez la el, pot să îmi iau, știu eu, ceea ce eu am nevoie, imediat îmi iau, desfac unde vreau eu și îmi scot exact unde vrei tu, ok? Toate lucrurile. E un bun secret, e o bună idee pentru cei care iubiți campingul, cred că ar fi benefic și pentru voi, ca să nu puteți, să nu puneți rucsacul pe jos, știu eu, e zăpadă, priviți cum e roata, deci automat baie zăpadă, bas în locuri un pic mai umede, și v-aș încuraja să puneți rucsacul suspendat, fie poți să-l suspenzi direct de o creangă, ok? Sau poți să-l suspenzi, dai roata odată, ați văzut de multe ori cum fac eu cortul, dai roata odată funia și efectiv el va sta pe brad sau pe pom. Doar că dezavantajul e că fie el zgâri și va avea urme pe el, da? Și nu prea e adecvată treaba asta, fie el muldărești, fie de rășină. De aceea consider că cel mai benefic e cum am făcut eu și astfel el stă relaxat, nu-l plouă, nu îl ninge, găsești un spațiu. Poate chiar să-l și acoperi dacă ai o folie sau ai o pungă. Și automat, după ce faci asta, poți să-ți așezi cortul înainte, să faci focul, să faci toate lucrurile astea liniștit. Domnul să vă binecuvânteze. Și încă un lucru care trebuie să-l punctez, cum ați văzut că am prins acel rucsac de pom în stilul acela, fie de multe ori e ud. De exemplu, eu pe acolo mă duceam în anumite locuri și căutam lemne și am dat de anumite zone unde aparent era, după ochi, era uscat, dar când am călcat încă era umezit. De aceea niciodată să nu spui echipamentul pe jos, niciodată. Îl uzezi prea repede, îl rupi, îl murdărești, îl uzi, nu mai poți să dormi noaptea cum trebuie, ba mai mult. Gândește-te dacă ai, știu eu, medicamente, chestii, poate să facă mucegai. De aceea mereu, mereu, înainte ca să încep ceva, eu de exemplu cum am început, când am venit aici în camping, înainte mi-am așezat
hamacul, ca totul să stea suspendat și așa mai departe. E bine, ce vreau să scot în evidență, dacă o dau pe partea spirituală, vă dați seama dacă ești atât de grijuliu cum să faci lucrurile astea din punct de vedere fizic, vreau să-ți eman și din punct de vedere spiritual cum ești, cât de grijuliu ești spiritual. Deci, vă dați seama dacă un rucsac atâta, dacă un cuțit, dacă un topor, deci dacă într-un camping, într-o supraviețuire, toporul este atât de important, extrem de important, extrem de, nu ai cum să tai niște bușteni, să-i crăpi, să faci o masă, să faci un scaun, să faci focul, să faci un adăpost. Cu atât mai mult să te gândești și din punct de vedere spiritual, cât de important e sufletul tău. Pentru că Domnul Iisus spune în Matei 16, de la versetul 26, ce câștigă un om, ce va folosi un om să câștige toată lumea dacă își va pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Pentru că la judecată, când vorba lui Dumnezeu, care vorba lui Dumnezeu contează cel mai mult, ok? Iad veșnic, te duci în iad veșnic sau te duci în rai veșnic. Contează să ai grijă de sufletul tău, să fii cât mai scrupulos. De aceea fii sfânt, pocăiește-te, urmează-L pe Domnul Iisus conform Scripturii, nu al unui cult, și totodată ține minte și din punct de vedere fizic de lucrurile care te învăț. Automat, dacă vreți să le iei în considerare. Până la urmă, ce mai contează? Că le iei sau nu în considerare, Iisus Hristos va rămâne Domn. Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Am aici focul. Mă încălzesc extraordinar. Am găsit mulți bușteni, multe crengi care le-am tăiat cu toporul. Slavă Domnului Iisus! Mă încălzesc aici. Deja începe să se întunece. Dar i-am adunat ceva lemne aici. Super e, binecuvântat să fie numele Domnului. Bradul arde rapid. Mi se pare că am găsit și ce niște crânguțe de ceva de fag, dar bradul arde foarte repede. Și ca să aprins focul, că trebuie niște crânguțe, eu am găsit niște crânguțe moarte de brad. Dau un exemplu cum sunt astea pe aici. Adică sunt uscate. De-aia zic că sunt moarte. Ard foarte rapid. Uitați, deci asta e efectiv e moartă, dar arde foarte repede. Poți să aprinzi repede focul cu ea, foarte rapid. Foarte rapid. Stau aici relaxat. Am făcut o fumoraie încolo. Slavă Domnului. Deși lângă foc este extraordinar de cald, a trebuit să fac foc un pic mai mare ca să fie destul de căldură, să degaje bine căldura. Dacă mă uit câte grade sunt, am aici un... nu știu dacă pot să focalizez, sunt undeva la 3 grade, 3-4 grade sunt. Adică aici sunt 0 grade. Exact aici sunt 0 grade, deci sunt vreo 3 linii, 4. Nu pot să focalizez. 3 grade Celsius, dragilor. Și suntem în aprilie, aproape de jumătatea lui aprilie. Deci gândiți-vă că încă e frig. Dar binecuvântat să fie numele Domnului pentru toate lucrurile.
Domnul e bun. Să beau un ceai. Super, super. Am aici ceaiul. Trebuie să-mi pun să-mi fac din nou. Oh, e super, stau aici, mă încălzesc. Slavă Domnului Iisus. Și bineînțeles că pot să dau aici la un păstrăv, mai ales că suntem și în sezon, dar am aici hamacul. Am și un sac de dormit destul de ok, care m-ar ajuta să fiu protejat, dar în timpul ăsta la munte, cum e acum, nu prea poți să dormi în hamac, pentru că e foarte, foarte frig, dar recomand un cort, un cort și un rocket stove. Și așa poți să înoptezi liniștit și îți faci cald în cort. Stau relaxat. Ia să mă pun eu. Oh, super. Ia, bate vântul. Super, stau eu aici. Slavă Domnului Iisus, am mâncat bine. Dar degeaba mănânci bine într-o zi dacă nu mănânci spiritual într-o zi. Adică am înțeles că e inevitabil, nu? E mâncarea inevitabilă, ce foame, trebuie să o mănânci, adică dai, te izbești de ea, la un moment dat lucrezi și la un moment dat, bă, ce mi-e rău așa, ce se întâmplă? Păi te roade stomacul și trebuie să mănânci. Dar sufletul nu te roade după iertare? Eu cred că ar trebui să ne roade lucrurile astea. Ok, întrebarea este următoarea. Am înțeles că în fiecare zi ți-e foame de mâncare, ți-e sete, trebuie să bei apă. Dar sufletul nu e înfometat după mâncare? N-ai obosit ca să păcătuiești? Nu cumva vrei iertarea? Domnul Iisus spune în Matei 11:28, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Domnul Iisus Hristos vă dă odihnă, ne dă odihnă dacă credem în El, ne supunem Lui. De aceea vă recomand, citiți Biblia în fiecare zi, meditați la versetele Domnului Iisus Hristos în fiecare zi și automat, citind Biblia, vezi caracterul lui Dumnezeu, vezi ce își cere Dumnezeu, vezi atitudinea lui Dumnezeu cu privire la păcat, cu privire la neascultare. Cuvântul lui Dumnezeu te poate cerceta dacă te lași și în acest gând pe care ți-l dau să citești Biblia în fiecare zi sau cel puțin destul de des. Am înțeles că poate nu vrei să o citești în fiecare zi, ești necredincios, nu ești mântuit, totuși uite-te în Biblie să vezi ce părere are Dumnezeu despre tine, să vezi cum te vede Dumnezeu, să vezi ce părere are, să vezi unde mergi dacă mori. Contează foarte mult să hrănești sufletul, contează foarte mult să pentru că până la urmă urmei Dumnezeu, care este Duh, da, e invizibil, nu-l vedem, îi vedem efectele, vedem creația lui Dumnezeu cât de frumoasă e și așa mai departe. Consider că, mai ales că El ne poruncește să avem grijă de sufletul nostru și să trăim pentru El, dragilor, trebuie să luăm Biblia în serios, să ne pocăim, să citim Biblia și vă recomand să vă dați mâncare la sufletul vostru. Asta e mai important decât orice mâncare fizică, orice dietă care ai ține-o, orice restricție sau orice ți-ai impune legată de anumite mâncăruri care nu duc nimic celor care le păzesc decât doar la o dietă, decât doar la o, ceva fizic. Dar spiritual, doar Hristos te poate ajuta prin cuvântul Lui. De aceea citiți mult Biblia și hrăniți-vă din cuvântul Lui. Ferice de cel care citește Biblia, cel care se hrănește din cuvântul Lui, cel care este neprihănit de cel care caută voia lui Dumnezeu, de cel care este flămând și neprihănit și flămând și însetat după neprihănire. Ferice de acela. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, dragilor.
Domnul Iisus Hristos să vă binecuvânteze, vă respect și până data viitoare, multă pace!